sezonul estival adorăm să ne petrecem timpul la mare, la piscină sau la picnic. Aceste zile frumoase de vară aduc atât beneficii, cât și dezavantaje organismului nostru. Pe lângă îngrijirea pielii și părul tău necesită o atenție deosebită. Are nevoie de mai multă îngrijire, hidratare și vitaminizare. Îngrijirea părului este la fel de importantă ca și îngrijirea tenului. Să nu uităm că pe timp de vară părul are nevoie de o hidratare mai profundă. Deci la Anthops Cosmetică Naturală găsiți o gamă variată de produse pentru îngrijirea părului. Începând de la șampunul antimătreață până la șampunul pentru un păr deshidratat, pentru părul gras. Pentru a afla cele mai prețioase sfaturi despre îngrijirea părului, am apelat la un profesionist în domeniu. Astăzi avem un invitat special, este vorba de doamna dr. Ina Trestian-Lozovoi, medic dermatolog-triholog, membru al Academiei Europene de Dermatologie și Venerologie și membru al Academiei Europene de Trihologie. Bună ziua, doamna Ina! Bună ziua, îmi pare bine că am venit la voi! Și nouă ne pare foarte bine și vreau să ne explicați, vă rog frumos, cum corect doamnele, domnișoarele să îngrijească părul, pentru că foarte multe doamne vin la noi cu careva, cer careva explicații de ce părul se îngrașă foarte repede, de ce părul este atât de uscat, cum să folosească corect șamponul natural, un balzam și masca pentru îngrijirea părului. Într-adevăr, foarte multe persoane nu cunosc cum să-și îngrijească corect părul. Are o importanță foarte mare metodica de a se spăla pe cap. Se ia o cantitate anumită de șampon, se aplică pe mâini și se masează în mâini și după aia se aplică pe pielea capului. E bine să știi că șamponul se aplică de două ori. Prima dată se spală sebumul, murdăria, iar a doua oară însuși firul de păr. Trebuie să aplici șamponul pe pielea capului, să masezi timp de 3-5 minute și să clătești părul până la 10 minute. Părul trebuie spălat în funcție de necesitate. Dacă este gras, poate fi spălat și în fiecare zi. Cum determinăm dacă e nevoie de spălat pe cap? Punem degetele pe pielea capului, după aia pe un șervețel de hârtie, aplicăm degetele și dacă rămâne pată grasă, înseamnă că e deja nevoie de a se spăla pe cap. Dacă folosești un șampon de calitate, firul de păr nu se va distruge. Dar fiind șamponuri de calitate înaltă, precum este șamponul de la compania Anthops, atunci nu este nicio frică pentru a te spăla chiar și zilnic pe cap. Ideea că părul trebuie să fie curat, el crește sănătos, are un luciu, se prezintă bine, dar fiind murdar și sebum îngreuiază creșterea părului, el nu se dezvoltă sănătos și corect. În caz că pielea capului este uscată, atunci putem să ne permitem să aplicăm balzamul chiar și pe pielea capului. Masăm vreo 5-10 minute balzamul pe păr, după aia din abundență foarte bine clătim. Dacă pielea este grasă, ar fi bine să aplici balzamul doar pe firul de păr. Odată în săptămână ar fi foarte bine să ne folosim de măști pentru păr. Masca se aplică după ce clătim părul pentru 15-20 de minute pe păr, după aia se clătește din abundență cu apă. Cum este corect? Deperiat părul sau este mai bine depieptănat? În dependență de simea părului, dar are o importanță foarte mare și ce fel de pieptene folosim. Este contraindicat să folosim pieptene din metal și pieptene din masă plastică. Cel mai bine să folosim pieptene din lemn natural și sau cu perie naturală. Cea mai bună perie pentru păr este cea a căror margini sunt tăiate în formă de con. Aceasta, pe lângă pieptenat, masează pielea capului. Pieptenele trebuie de spălat o dată în săptămână cu apă călduță și săpun și se folosește personal. Pentru că trăim într-o perioadă plină de stres, la tot mai multe femei le cade părul, iar acestea nu știu cum să soluționeze problema. Mai întâi de toate, trebuie să consulte un medic trihologpentru a face o serie de analize și pentru a afla cauza căderii părului. În compania Anthops au un ser foarte calitativ pentru această problemă. El este bogat în minerale, vitamine, aminoacizi, are în el produse vazodilatatoare care duce la întărirea firilor de păr. Și copiii au nevoie de o îngrijire corectă a pielii capului și a părului. Șamponul de la Anthops asigură o curățare delicată a părului și reglează pH-ul pielii. Este un șampon antilacrim
și conține produse naturale, ceea ce este foarte bine pentru copii. Folosește produsele de la Antos Cosmetică Naturală, care îți vor asigura un păr strălucitor, plin de volum și sănătate.